Fero, iubim apa. Găsit la o nouă ediție. Cine ești tu? Invitata mea de azi este Giulia Apa, maestru pizzar, instructor și trainer. Bine v-am găsit și mulțumim că ați acceptat să stați cu noi la o poveste. Bine v-am găsit! Și pentru început, să știți că mi-am făcut temele și am aflat că aveți o poveste de viață foarte interesantă, cu multe suișuri și coborișuri. Spuneți-mi, când a fost de fapt prima cumpără din viața dumneavoastră? Prima cumpănă din viața mea, pot să spun că a fost de mic copil fiind. Mama noastră ne-a lăsat și ne-a crescut tatăl nostru. Ce vârstă aveați? Aveam 4 ani și aveam și un frate mai mic, 2 anișori. Iar tatăl nostru ne-a îngrijit pe noi, ne-a crescut. Și nu s-a dat în educație. S-a recăsătorit, care... ne-a dus în familie o mamă care pot să-i dau tot sufletul, o mamă care o admir, mamă și prietenă în primul rând. Greutățile au început, cred că de atunci, dar totdeauna am mers înainte și am luat viața cu, să spunem, speranță. Asta sunt și eu, cred că de aia am ajuns unde... Așa e firea dumneavoastră, optimistă. Da, sunt foarte optimistă de felul meu, merg tot timpul înainte, gândesc tot timpul pozitiv. Și ca fire, ca temperament, semănați mai bine cu tatăl sau cu mama? Da, e un caracter care seamănă foarte mult cu tatăl meu. Suntem un picuț mai încrezători în noi însumi, ne trăim viața, ne plac oamenii. Și da, pot să spun că mă seamăn foarte mult cu tatăl meu. Și dacă vă gândiți la copilărie, cum ați descriu? Da, copilăria, pot să spun că a fost destul de frumoasă, înconjurată de oameni dragi. Având oameni speciali lângă mine, care ne-au ajutat, bunicii, mătușile. Dar, în general, familia pentru mine înseamnă foarte mult mama, tata și fratele. Pe ei m-am bazat în fiecare zi, cu ei am închis și ziua, deci pentru mine familia înseamnă, în primul rând, ceea ce este în casă, în spatele ușii. Toți avem neamuri, mătuși, bunici, prieteni. Dar da, și prieteni, dar ce mai îmi contează familia, ceea ce este dincolo de ușă. Într-adevăr, sunt de neînlocuit. Și de-a lungul anilor, mama dumneavoastră a încercat să ia legătura? N-a luat legătura, a venit ocazional de zilele noastre de naștere, până la o anumită vârstă, dar după aceea nu ne-a căutat și nici măcar nu ne-a dat un semn de viață. De aia nici nu pot considera mamă. Mama e cea care te-a crescut, cea care ți-a dat o educație. Și care și în ziua de astăzi mă susține și mă ajută foarte mult. Și ce preocupări aveați în perioada copilăriei, adolescenței? Preocupările mele erau, în primul rând, joaca. Joaca, învățământul nu prea era pe placul meu. Fratele meu era cel care studia mai mult. Eu sunt un picuț mai pentru joacă, mai băiețoasă de fire. Dar preocupările mele... Mai băiețoasă din fire însemna că aveați mai mulți prieteni băieți decât... Da, și îmi plăcea fotbal, îmi plăceau lucrurile care erau maschile, să zicem, bărbătești. Păi, pasiunea mea, care a fost din mic copil fiind, vreau să devin coafeză, pentru că bunicul meu era un frizer și în timpul războiului. Mătușii mea coafeză și eu vreau să urmez acest curs din viață. E foarte interesant ce spuneați despre bunicul dumneavoastră. Avea frizerie în Cluj-Napoca?
Din păcate, eu pe bunicul meu nu l-am cunoscut, pentru că s-a dus într-o altă lume de când era tatăl meu copil. Deci numai ceea ce am auzit despre el. Dar nu, a lucrat în frizerii, în general în frizerii, și mătușa mea n-a lucrat niciodată în propriu. Dar pasiunea era... Ați moștenit-o. Am moștenit-o. Moștenit-o care, din păcate, să zicem, din păcate, am pierdut-o drum făcând în viață. Dar ați lucrat sau ați încercat câțiva ani să faceți și da, asta? Da, am făcut studii, am fost la școala profesională, mi-am luat această meserie în mână. Am lucrat 2 ani, pot să zic și 3 ani, ca frizeriță. Mai mult ca coafeză, pentru că îmi plăcea să creez. Și am mers un timp de 3 ani foarte bine. Dar îmi plăcea să încerc ceva nou. Totdeauna vreau să învăț cât mai mult. Vă plictiseați repede de ce făceați? Nu pot să spun că mă plictiseam, dar pentru mine fiecare lucru e o provocare. Și îmi place să încerc totul. Ceea ce de multe mi se părea imposibil, făceam să devină posibil. După ce am terminat școala, am lucrat, m-am căsătorit de tânără. Cum v-ați cunoscut soțul? Soțul meu ne-am cunoscut de copii. Era ucenic cu tatăl meu și venea deseori acasă și deja pot să spun că m-a crescut, cu alte cuvinte, am crescut sub ochii lui. Era diferență de vârstă? Da, este o diferență de 7 ani jumate, a fost o diferență de 7 ani jumate. La 20 de ani m-am căsătorit, la 21 am avut un băiat. Între timp m-am angajat în confecții, pentru că era ceva, în acel moment căutam ceva, un lucru stabil, un lucru care să pot să-mi țin o familie și am decis să încerc și acest câmp. O altă provocare pentru mine, neștiind nici măcar să dau drumul la mașină de cusut, am ajuns să lucru în confecții pentru 7 ani de zile. Și cum era să fiți mamă tânără? Cineva e bine, cu copii. Copiii la început m-a ajutat și soacra mea, dar am încercat să-i cresc eu. Atunci am fost și ajutați, 2 ani în maternitate, am putut să stau un pic lângă ei. Soacra mea m-a ajutat foarte mult și cu copiii, fiind pensionar, asta mai mult acasă pe lângă ei. Dar să fii mamă tânără, să crești odată cu copilul, cred că e cel mai frumos lucru și nu-mi pare rău. M-am copii mari, băiatul are 20 de ani, face luna viitoare, iar fata are 16 ani. Mulțumesc că sunt o mică tânără. Dar știți că astăzi e un adevărat curent să te inspiri de la sfaturile altor mame pe internet, din cărți, e o isterie cu parentingul. Cum era când ați fost dumneavoastră în primii ani? În primii ani. A fost destul de frumos. Nu știu, eu totdeauna am crescut... De unde vă luați sfaturile sau? Le-am simțit, pot să spun. Întrebam și vecinii, pentru că normal, că nimeni nu se naște știut cu carte în așa ceva. Nu este manual. Lucrurile să le simți. Deci v-ați bazat pe instinct. Instinctul de mamă. Instinctul de mamă foarte mult ajută. Am avut multe probleme cu băiatul, a fost de mic tot timpul bolnavior, s-a răcit tot timpul, am fost foarte mult în spital, am 3 săptămâni în spital, o săptămână acasă, până am reușit să-i scoatem politic, avea probleme de sănătate, dar treci, pentru că în momentele alea, dacă reacționezi, e bine, nu știu ce să spun. Ca mamă în ziua de astăzi, dacă aș fi mamă, da, într-adevăr, dai un click, afli multe lucruri. Înainte, mama mea, neavând copii, că s-a recăsătorit, dar n-a făcut alți copii, n-a putut să-mi dea sfaturi de cum să-ți crești un copil. Și atunci am fost, numai pe impulsul meu de mamă, m-am dus înainte. Și în același timp ați păstrat o relație apropiată cu mama dumneavoastră, Vitele. Da, da.
chiar dacă la început era un picuț, nu pot să spun de dezapreciere, pentru că totuși era o mamă care ne-a crescut și ne-a ținut bine. Totdeauna m-a apărat, că eram un picuț mai nebunatică de felul meu și făceam prostioare, bineînțeles. Mă apăream în fața tatălui meu tot timpul. Dar, deci aveați un aliat. Da, da, mama mea a fost un aliat. Bineînțeles, pe veritate le primeam și eu. Pentru că așa este în viață. Copii cu minți nu cred că sunt. Dar ce prostioare, sunt nebunii, făceați așa mai... Hai de mine. Ieșite din comun. Nebunii? Pentru mine era un mare lucru. Vedeam la televizor tot felul de scamatorii. Așa. Și m-am gândit într-o zi, hai să fac și o mână. Am ieșit de pe geamul de la bucameră și am sărit în balcon. Etajul 5 fiind, sunau vecinii la mama la lucru, vezi fata ta ce face. Deci aia a fost, cred că, cea mai mare nebunie care am putut o face. Cred că aveam 8 ani, 9 ani, dacă urmă și... Bineînțeles, mă gândesc că nu v-ați calculat riscurile, nu v-a fost frică, pur și simplu v-ați avântat. Fiind copil, sigur, nu. Deci a fost nebunii, pot să zic că le-am făcut de mică. Dar norocul meu a fost, pot să spun, sau ajutorul celui de sus, că a fost tot timpul lângă mine. Sunt dragă. Și când ați ieșit la primele întâlniri, tot mama dumneavoastră ținea spatele? Nu, la întâlniri, pe vremuri, cum se zice, nu era chiar așa de ușor. Nu, la ora 9 acasă, domnișoară. Deci nu, la întâlniri nu-mi ținea nimeni spatele, ieșeam eu pe ascuns. Aliatele mele erau colegele din profesională. Mama mă duc la vecină, mama mă duc la colega și atunci ieșeam la primele întâlniri în discotecă, dar trebuia să ajung repede acasă. Părinții mei au fost destul de drastici, dar pe bună dreptate și nu-mi pare rău într-un fel sau altul. Dacă nu, fiind o fire rebelă, trebuia să mă țină ceva deoparte. Dar... Erau și, ați spus că erau drastici, erau și conservatori sau se putea discuta deschis despre orice nu, subie, se putea inclusiv despre sex? Da, se putea discuta foarte direct cu fiecare, deci nu pot să spun că erau conservatori, nu, chiar mână-mână cu ei. Și atunci ce model ați aplicat dumneavoastră în creșterea copilului? Total diferit. Total diferit. Eu ca mamă sunt în primul rând prietenă cu ei. Vorbim deschis despre orice subiect, nu avem taburi. Încerc să le dau sfaturi, le spun, faceți ce simțiți, dați cu limite, calculați-vă în general lucrurile care trebuie făcute, pentru că, normal, dacă ești să te lovești de greutăți, te lovești tu. Degeaba spun, mamă, ai grijă, nu fă asta. Până la urmă, exact acolo mergem toți, în aceeași direcție și ne lovim. Dar pot să spun că i-am lăsat liber. Am copii cu minți buni, harnici, îmi dau satisfacție mult, deci sunt mulțumită. Și ați ajuns și în Italia la un moment dat și de acolo începe o poveste frumoasă. Da, am ajuns în Italia ca orice român, ca să ne construim și noi o casă, să ne facem o casă, mai bine spus. Am mers în Italia cu gândul să mă duc la... muncă, în sensul să îngrijesc bătrân, că era la mod atunci faptul acesta. Ați mers cu toată familia de prima dată? Nu, am plecat singură, am pornit singură la drum, cu autocarul 3 zile și 2 nopți. A fost un drum foarte lung. Aveați pe cineva sau pur și simplu? Aveam o prietenă, o vecină de bloc, care mi-a spus, hai Giulia, vină la mine. Giulia, pentru că așa m-au chemat foarte multă lume de mică și am zis, ok, vin. La ce vedem noi pe drum? În prima zi, am ajuns în Sicilia, chiar la capătul lumii, pot să zic, totuși 3000 de kilometri distanță. Am ajuns în Sicilia, era duminică dimineața la ora 10, nu era nimeni pe drum. Numai câinii și auzeam țipete din casă, pentru că ei au tonalitatea groasă, destul de mare. Și când vorbesc, parcă strigă. Da, parcă se ceadă, parcă strigă și eram speriată, mi-a zis, Maria, unde am ajuns? Dar pot să spun că am ajuns duminica și duminica seara am și intrat direct într-o pizzerie, pentru că vreau să luncesc. Refugiul meu totdeauna a stat în muncă.
Și atunci am decis să merg la muncă, la spălat de vase, pentru că ne știm limba, ne știm fără nimic. Ne-au acceptat într-o pizzerie. Și acolo a început viața mea în acest câmp, în lumea bucătăriei. Sigur că da. Am început ca pizzar mult mai târziu. Cât timp ați învățat limba? Pot să spun după 2-3 ani, nu 2-3 ani, 2-3 luni, pentru că lucrând cu români e greu să înveți limba. E foarte ușor când e singur, te lovești de greu, până știi că ai un spate, poți să vorbești, e mai greu. Dar m-au lăsat singură cu ei, n-am avut ce face, am luat dicționarul, ne-am înțeles noi cumva între noi, între semne. Ne-a explicat, fiind o limbă romană, sunt foarte multe cuvinte care se aseamănă între ele și ne-am înțeles până la urmă. După ce am învățat un picuț limba, am făcut o grămadă de meserii, am ajuns să distribui ziare, pliante, publicitare, între străzi înguste, mă pierdeam, mă luam ca și... Gâinele după urme ca să văd pe unde am fost să mă întorc acasă. Fac curățenie în blocuri, la familie și mergând... Ați avut de a face și cu prejudecăți din cauza faptului că sunteți româncă? Da, din păcate, mai ales în zonele de sud, sunt foarte multe prejudecăți. Românii sunt văzuți într-un alt mod. Dar dacă te faci respectat, te faci ascultat, e ok, pentru că așa se spune, dai respect, primești respect. Am lucrat 2 ani buni să mă lupt cu oamenii ca să le arăt, pentru că în special, mai special în partea de sud, femeia trebuie să stai la cratiță, să n-aibă cuvânt. Bărbatul era bărbat acolo, am ajuns eu. De aceea am și intrat într-o pizzerie unde patronii erau oameni foarte la mână, foarte dragi mie, care pot să le spun că le datorez lor faptul că sunt în ziua de astăzi, ceea ce sunt, că mi-au dat ocazia să învăț. Mi-au dat, pot să spun, casa lor, mâinile mele. Acolo am lucrat ca ajutor de bucătar. Trecând vreo 3-4 luni am ajuns bucătar, fost și ospătar. Și în cele de urmă am ajuns ca ajutor de pizzar, unde pot să spun că am învățat multe. Am învățat să fură mai mult meseria asta. Și cu ajutorul clienților pot să zic că am ajuns la un produs bun, cel puțin așa mi s-a spus. Dar s-a văzut după numărul de pizze și numărul clienților. Am fost foarte mulțumită, pentru că în orașul unde am stat, în Sicilia, în Canicati, erau oameni primitori, calzi, ca la noi. V-ați făcut printre români și printre italieni? Pot să spun că am stat printre italieni mai mult, pentru că românii ajungi dincolo foarte mult se înlătură de invidie, de gelozie. Și atunci am decis că prietenii mei e la familia mea, ceea ce am făcut de mică. Deci m-am bazat pe ceea ce este în spatele ușilor. Italian, de ce? Pentru că îi simțeam mai sincer și văzând că mi-au dat respect, ceea ce le-am dat și eu, m-am simțit ca acasă. Vă spun sincer, Italia pentru mine n-a fost un chin. Pot să zic că e a doua mea casă. Dar cum a rămas cu dorul după familie? Cum era în perioada respectivă? Da, era de vorbeați cu ei? Foarte greu și atunci încă nu eram în intrație în Uniunea Europeană. Cercam o dată pe săptămână să dăm telefoane, pentru că considerând că am luat 70 de euro pe săptămână, erau puțin bănuți ca să plătești o chirie, să găsești o chirie convenabilă, pentru că dormeam mai mulți atunci într-o cameră. În apartament eram 2-3 familii și am ajuns să-mi iau singură decizia. L-am chemat și pe soțul meu după 2 luni de zile, pentru că era foarte greu de una singură. N-am fost niciodată despărțit până acel moment. Iar după ce a venit și el, am lucrat foarte mult împreună. Ne-am găsit o casă decentă și ne-am adus copiii. Deci atunci ne-am întregit. Da, da. Întotdeauna am crescut în familie și am încercat să stăm împreună toți. Eu mi-am lăsat fata de mică, singură.
Un an jumătate a crescut-o soacra mea, care totuși, fata avea 2 ani de zile când am lăsat-o. Deci vă dați seama că era foarte greu. Când am venit să o iau, mi-a spus, dar tu cine ești? Vă dați seama că pentru mine... A fost o lovitură. Da, a fost o lovitură. Da. Dar v-ați apropiat-o... Da, m-am apropiat-o încet, încet, ca și orice copil se poate cumpăra cu o jucărie, cu un dulce, în sfârșit. Copiii pot cuceri mult mai ușor ca oamenii adulți. Dar ne-am liniștit mai doar când am ajuns toți să fim împreună dincolo. Și în perioada din Italia, în timpul liber, poate puțin... Foarte puțin. Reușeați să faceți? Care era luxul suprem? Să mergeți la cumpărături? Să mergeți la plimbare? Era faptul, fiecare lunea, că lunea era ziua noastră liberă, ziua de închidere a pizzeriei, mergeam în oraș, în centru, în parc, să spunem, iar fiecare duminică dimineață mergeam la mare, pentru că iubim marea. Și eu și copiii mei și unica distracție pentru noi era marea la începutul anilor. Tot așa am decis că în fiecare zi de luni să ieșim să vizităm un oraș, o zonă, pentru că Sicilia e o zonă superbă. Și pot să spun că numai după 4-5 ani buni mi-am luat libertatea de a face ceea ce vreau, pentru că până atunci am învățat, am tras foarte mult ca să iau și profesia ca tare mână. Pentru că am fost autodidact, am învățat ceea ce știu prin cărți, prin internet, am stat nopți în șir să-mi iau rețete, mă consultam cu colegii mei să vedem care, cum să iasă cât mai bine produsul. După 5 ani de zile mi-am luat specializarea ca pizzar, am intrat într-o federație foarte dragă mie, care cu ajutorul lor am învățat foarte multe. Dar până să ajungeți să vă luați diploma ca pizzar, ați fost atrasă de domeniul ăsta acasă? Ați pregătit pizza? Da, dar nu în mod exagerat. N-am fost atrasă. Tot a fost o provocare pentru mine. Un câmp nou. Viața e un film. De multe ori. Dar cine gătea până atunci în familie? Numai dumneavoastră sau și soțul? Cred că pot să spun eu. Eu eram cea care eram firea mai puternică, cea care conducea totul. Fiind și scorpion de zodie, cred că asta m-a și făcut să-mi iau deciziile. Dar întotdeauna m-a susținut. Soțul meu m-a susținut în tot ce am făcut. Cred că de aia și viața a mers bine. Și ce treabă casnică o detestați cel mai mult? Soțul? Ce muncă, bucătărie sau în gospodărie detestați cel mai mult? Spălatul vaselor. Cred că e unicul lucru care nu-l detestăm, pentru că nu se poate zice detesta, dar o lăsăm chiar în ultima sută de metri. Dar nu pot să spun că e ceva ce nu-mi place. Dar nu-l las așa pe ultima sută de metri, că e mai bine. No, dar e mai plăcut să gătești. E plăcut să gătesc, că mă găsesc, îmi place să creez, îmi place să inventez și, bineînțeles, să învăț cât mai multe. Văd o farfurie, încerc să o reproduc. Pizzele de asemenea, chiar dacă sunt un pic mai greu pizzele, în sensul că fiecare persoană are tactul lui, personalitatea lui. Dar îmi place să... Și copiii ce spuneau de când au gustat prima dată pizzele dumneavoastră? Mama, tu faci cea mai bună pizza. Mami, numai la tine am să mănânc. Și într-adevăr, am mâncat numai doar la mine. În momentul în care duceam o pizza din alt loc, că îmi plăcea să cercetez, să văd fiecare cum face, să gust aluatul, să văd textura, totul. Duceam pizza acasă. Mama, tu n-ai făcut o pizza asta? Da, într-adevăr, n-am făcut-o eu. Dar nu-ți place? E bună. Nu, mama, nu e a ta. Deci totuși s-a învățat și astăzi, în seara asta, trebuie să gătesc pizza, pentru că m-a obligat. Mama, fă-ne pizza. Și care e specialitatea de pizza? Pizza inventată de dumneavoastră? Cam ce conține? Pizzele care eu țin foarte mult, la care sunt pizzele albe, fără sos, care conțin puține topping-uri, care să poți să simți textura fiecăruia și nu foarte încărcate. Iar ceea ce îmi place foarte mult și a devenit pentru mine o provocare e pizza desert.
desert. Da, pizza desert care o iubesc. Cu ciocolată sau? Acum, ultima pizza care e cu ajutorul unei prietene mele, am creat-o și am să o prezentăm și la ultimul concurs. A fost pe bază de smeură, marmeladă de smeură cu piper roșu, cu o cremă de infuzie de busuioc și cu jocuri de caramel. No. Am luat sigur apă deja. Da, o să vă invit să servici noastră, nu. Îmi place foarte mult să învăț și pot să spun că oricine la sală, orice persoană am cerut să-mi dea un sfat, un ajutor, totdeauna mi l-au dat. Mi-a dat sfaturi și foarte bune, sfaturile sunt bine primite, rele bune, pentru că până la urmă din fiecare lucru învățăm câte ceva. Chiar de la persoane care nu știu și nu vor, tot timpul înveți câte ceva. Care e poate cel mai bun sfat pe care l-ați primit de-a lungul vieții până acum și de care țineți cont mereu? Să-mi urmez visurile. Tatăl meu mi-a spus totdeauna, fă ce-ți place în viață. Și am încercat să fac ceea ce îmi place în viață. M-am... E ceva ce nu v-a ieșit până acum? Nu, nu. Totul a ieșit. Pot să spun, orice mi-am propus mi-a ieșit. Nu este nimic care m-a ținut într-un loc să nu-mi iasă. Dar de fiecare dată când am pus mâna pe o meserie, pe ceva ce-mi place, am zis perfect, asta e. Din păcate n-a fost așa, am ajuns să fiu pizzar de la coafă. De la coafeză la pizzar e un mare pas. Și pot să spun că am ajuns să fac ceea ce îmi place. Îmi place să crez, îmi place să lucru cu oamenii și cred că am ajuns unde vroiam. Spuneați că vă place să lucrați cu oameni. Contează prima impresie, vă înșală de obicei? Ce observați prima dată la oameni? Da, primul rând, cu oamenii, impresia care mi-o fac e un feeling care îl simți cu omul. Că îți place, că nu-ți place, trebuie să știi să-l iei. Eu sunt o persoană care las tot timpul de la mine, dar îl atrag omul spre mine. Cu bune, cu rele, dar totdeauna ne-am înțeles. Pot să zic că m-am înțeles cu toată lumea. N-am o persoană care să spună, numai cu el mă înțeleg. Este un feeling care... Care nu dă greș. Nu dă greș. Dar pot să spun că cu toți mă înțeleg foarte bine. Și mai țineți legătura și cu prietenii din copilărie? Cu prietenii din copilărie, din păcate, plecând dincolo, că am visit 14 ani de acasă, i-am cam pierdut. Anul ăsta, în schimb, ne-am regăsit cu 3 colege profesionale și prietenii din copilărie sunt mulți plecați dincolo, deci m-am trezit din nou singură, venind de acasă. Și care ar fi cel mai mare defect al dumneavoastră? Poate voia pe neașteptată întrebarea, dar... Defect al meu? Vorbesc prea mult? nu știu, defectul meu care ar fi... Mă încred prea mult în oameni. Ar trebui să mă încred în mine însumi. Dar nu pot să-l consider un defect, cel puțin din partea mea. Mă, dacă întrebați pe X și Y, sigur găsesc ceva defecte, pentru că nimeni nu e perfect. Dar faptul că mă cred în oameni, pot să spun că este defectul meu, dar trebuie să crezi în oameni. Dacă vrei să mergi înainte, poți să mergi doar crezând și sperând că acea persoană îi lângă tine. Deci sunteți genul care tot acordă șanse, dar până când? Ce nu puteți ierta? Nu știu ce să spun. Nu-mi place... sau nu pot să iert când se luată peste picior, când întâlnesc falsitatea, care până la urmă e foarte des o întâlnim în jurul nostru. Dar pot să spun că până acum am iertat și am să iert tot timpul. Pentru că degeaba te superi sau că nu poți să rezolvi nimic. Unicul lucru să iert și să arăți că poți să ierți orice, indiferent de orice s-ar întâmpla. Pentru că lucrurile se vor așeza până la urmă așa cum vrei tu. Și care credeți că sunt aturile unei femei în general? Ce aveți grijă să nu vă lipsească? Din garderob, din geantă? Aici am zis puternic. Aturile unei femei este să fie sincer în primul rând. Directă nu e bine, chiar dacă sunt de multe ori directă.
garderoba, șoful, cred că acolo. Și bineînțeles, în primul rând, să gătească. Cred că acolo o lovim foarte mult. Și dragostea trece prin stomac, da? Totul trece prin stomac. Apropo de dragoste, pentru mine dragostea, da, există, dar de multe ori se spune că dragostea trece și rămâne respectul. Și de-aia foarte mult am rămas pe respect. Voi respecta orice om, indiferent de ceea ce se întâmplă, pentru că îți piață respectă pierdut totul în viață. Și apropo de garderobă, care e ținuta preferată, în care vă simțiți cel mai comod? Nu pot să spun, pentru că, în primul rând, trebuie să te placi tu însumi. Te trezești din asta. Dar pentru că lucrați și în bucătărie și... Da, în bucătărie urăsc de multe ori hainele de bucătar, dar pentru igienă trebuie să le purtăm și consider că sunt ok. Le-am ales tot timpul hainele albe, lucrând cu făină, mi se păreau mai ok. Dar garderoba care îmi place și mă face să mă simt bine, nu o am anume, în orice. Dacă tu te simți bine cu tine însuși, orice garderobă stă bine, trebuie să te placi tu, în primul rând, și după aia alții. Și dacă aveți de ales între rochie și pantalon? Ah, pentru o apariție, pot să zic rochia, nu? Pentru că rochia, într-adevăr, e ceea ce dă valoare unei femei, feminitatea ei. Iar pantalonii pentru comoditate. După o perioadă frumoasă în Italia, plină de succes pe plan profesional, a urmat și perioada cea mai neagră a vieții dumneavoastră. Da, a urmat și o perioadă destul de grea. După ce ne-am întors în țară, pentru că copilul meu n-a mai vrut să stea acolo, văzând viața care e la noi, în Cluj. E super orașul, deci totuși. E o diferență între ceea ce e acolo și aici. Le plăcea la școală copilul? Le plăcea, învăța foarte bine, nu aveau probleme, dar în orașele mici, din păcate, nu este viață. Vedeți, în țară vedea viață de aici și atunci am decis să venim acasă pentru ei, pentru că ca să rămânem uniți trebuia să facem un sacrificiu, lăsând totul de dincolo. Cea mai grea perioadă de viață, da, am trecut-o acum. Trecem încă prin ea. Soțul meu s-a îmbolnăvit, din păcate. La cât timp după ce ați ajuns acasă? După 2 ani de zile am aflat că este bolnav, a tras un an jumate cu boala și a decedat de puține luni. Cine v-a susținut? Cine v-a fost alături în perioada asta? Familia, prietenii și copiii. Copiii, în general, mi-au stat foarte mult aproape, prietenii, colegi de la muncă, care pot să spun că iubesc. Am colegi minunați. Asta. Sunteți o femeie foarte puternică și curajoasă, totuși. Cum ați găsit resorturile necesare ca să le spuneți copiilor despre tatăl lor? Am fost în una directă cu ei. Am încercat să le ascund adevărata poveste care este în spatele drumurilor către spital. Dar... Adică nu le-ați spus ce boală avea? Ciroză. A avut ciroză. Și nu le-ați spus copiilor? Nu, pentru că era prea complicat să le explic lor. Dar pe parcurs am început cu băiatul cel mare, le-am povestit, am înțeles. Chiar dacă soțul meu nu vrea să accepte, a fost tot timpul cu speranța și el, i-am pregătit din timp și am trecut. Fiind copii, uită mai ușor sau cel puțin nu se gândesc. Am avut noroc și am trecut și prin asta, pentru că este o încercare destul de grea. Ați pus pe pauză atunci cariera completă? Nu. Nu, pentru că lucram, nu puteam să las nici locul de muncă. Eram unica care lucra în familie, pentru că totuși pensia de boală care e nu te poate ajuta cu mare lucru. M-am îngropat în proiecte, m-am îngropat în muncă. Pe lângă aia trebuia să fac și datoria de mamă și de soție, dar am reușit și cred că refugiul meu a fost munca. Și dacă vă gândiți așa la ultimele zile petrecute alături de soțul dumneavoastră, ce vă vine în minte? Ceva cu care ați rămas, care v-a marcat?
V-ați spus să vă trăiți viața în continuare, să iubiți în nume? Nu, nu, pentru că nu vrea să accepte faptul, deci nu. Nu pot să spun că avem un moment în care, pentru că au fost destul de tensionate, eu muncim tot timpul, a fost un pic mai greu, bineînțeles. Dragostea mi-a manifestat tot timpul, încerca să-mi fie tot timpul de ajutor, fiind acasă, m-a ajutat foarte mult cu curățenia, cu spălatul hainelor, vaselor, încerca să îndepiască cât de cât. Dar cafeaua de dimineață mi se știe cel mai mult, pregătită de el. Da, trecem. Suișurile și coborușurile vieții, din păcate, sunt obstacole care le întâlnim toți în viață, mai devreme sau mai târziu. Da, și trebuie să ne pregătim oarecum pentru... Nu ești niciodată pregătit. Nu ești niciodată pregătit pentru așa ceva. Trebuie să fii puternică. Eu întotdeauna mi-am impus să fiu puternică. Mi-am impus să fiu puternică, să fiu cu sâmbetul pe buze, pentru că eu am învățat că lucrând cu oamenii e bine să nu-ți arăți emoțiile tale, pentru că clientul nu trebuie să simtă supărarea ta. Și totdeauna am fost cu zâmbetul pe buze și cred că asta m-a ținut în picioare și m-a făcut puternică. Mi-am pus o mască, să spunem așa, de zâmbete. Și totuși, dincolo de mască, v-ați permis și să vă trăiți durerea? Durerea se trăiește, se trăiește durerea, dar tot în spatele măștii. Se trăiește pentru că nu poți să arăți copiilor suferința ta, pentru că nu poți să-i atragi în acea suferință și pe ei. Încercăm să ne arătăm numai lucrurile bune. Viața e frumoasă, îmi spune un coleg de-a meu, este viața e frumoasă când zâmbești. Și nu, nu pot să arăt durerea. De multe ori mi s-a spus, descarcă-te, spune-mi ce ai. Dar e greu să te descarci în ziua de astăzi, pentru că trebuie să găsești oameni de încredere să te poți descărca. Și atunci m-am închis în mine. Și e greu să ții în tine, dar Domnul e cu noi și m-a ajutat să trec peste toate. Sunteți o persoană religioasă? Nu, nu sunt o persoană religioasă, dar cred. Cred, a fost și este tot timpul cu mine. Ceea ce am cerut mi s-a dat, ea și cred. Religioasă nu, din păcate, pentru că meseria nu mi permite. Adică nu e o scuză, dar nu frecventez. Când simt, mă duc. Indiferent de biserică, indiferent de religie, când e de rugat, mă rog. Deci, pentru că Domnul e pretutindeni într-un loc anume. De aia nici nu am încercat să mă duc duminică de duminică la biserică. Poate că așa am simțit eu, dar nu cred că am greșit. Și care a fost, să spunem așa, cea mai mare realizare de până acum, pe toate planurile? Cea mai mare realizare a mea sunt copiii, bineînțeles, pe primul loc. Și a doua mea realizare e profesia mea. Profesia mea în care am investit foarte mult. Am sacrificat familia, am investit bănuți și timpul meu liber. Am încercat să urc pe scara profesională. Am participat la mai multe concursuri. Ați jurizat multe concursuri? Da, am și jurizat naționale, naționale și internaționale, da, dar mai puține internaționale, pentru că a fost în perioada grea a vieții mele, am încercat să merg mai puțin din țară, dar în cele naționale tot timpul era un loc unde mă regăseam. Era un refugiu pentru mine și să stau în mijlocul oamenilor mă liniștea foarte mult. Erau concursuri televizate? Da, concursuri televizate. Erau, acum am ultima mea realizare, pot să spun, a fost la campionatul internațional care s-a desfășurat în Puglia, unde a fost un campionat televizat împreună cu alți trei colegi de mei. Am făcut, pot să spun, o bună echipă, o super echipă.
the best team, cum spunem noi. Am fost 4 oameni, dar în același timp am fost o singură persoană. Ne-am completat lucrurile, am lucrat foarte mult în echipă. Nu apar scântei și certuri în bucătărie, fiecare cu ideea lui. Nu, tocmai de asta. De obicei apar în bucătărie, tot timpul sunt ceva discuții, dar am fost plăcut surprins pentru că ne-am făcut o echipă de 4 persoane, fiecare în locuri diferite, ca să reprezint națională totuși. Eram singura româncă care trăia și în România, rest toți erau la Londra, Roma, Ascoli, ne-am unit. Mi-a fost teamă, pentru că n-am lucrat niciunul împreună toți, dar ne-am unit și am fost o singură persoană, a fost superb. A fost o experiență superbă, pot să spun, în viața mea. Am luat și locul 3, în România am ajuns în locul 3, mulțumesc. Am participat la pizza creativă, pizza napoletană, pizza Impala. Iar, din păcate, n-am ajuns să ajungem și la gourmet. Și ce urmează? Spuneam în prezentare că sunteți și instructor și trainer. Ce da. Înseamnă mai exact? Sunt instructor, sunt reprezentantul școlii italiene, Pizza New School. Școală care o reprezint, facem cursuri de pregătire de bază pentru pizzari. În același timp facem consultanță. Diferite pizzerii, oferim consultanță și pentru pizzerii din deschidere și pentru start-up-uri, da, și pentru pizzarii care nu sunt profesioniști și vor să învețe, pentru că, credeți-mă, sunt foarte mulți doritori. De aceea și mi-am propus ca anul acesta să deschidem o asociație a pizzarilor profesioniști. Anul ăsta va fi un an plin de surprize. Când vorbim de mâncare, acum trebuie să mă întreb, care e felul preferat? Pizza? Pastele. Tot ceva italian. Tot ceva italian, da. Pentru mine pastele rămân pe primul loc. Pizza îmi place să o creez, gusto felie, nu mai mult, ca să văd textura, să văd totul. Dar pastele rămân preferatele mele. Totuși, 17 ani în acest, cum vă spun sincer, chiar pizza nu pot să mănânci tot timpul. Și la capitolul deserturi? Deserturi, orice desert. Îmi plac foarte mult dulciurile. Înghețată, prăjiturile, enorm de mult. Dacă cineva v-ar face cadou o săptămână liberă în care să vă detașați de tot, unde ați merge și ce ați face? La mare. La mare. Tot timpul am fost în Italia. În fiecare an mi-am pregătit o săptămână sau două cu împreună cu fata mea să mergem în Italia. Mi-am propus ieșirile. La mare, iubesc marea, iubesc natura foarte mult. Dacă mi s-ar propune, aș accepta o mică vacanță la mare oriunde, numai Italia, să învăț, că sunt curioasă să văd obiceiurile și tradițiile și alte de afară, din alte părți, pentru că de la fiecare avem câte ceva de furat și de învățat. Și dacă ar trebui să luați doar 3 obiecte cu dumneavoastră în geantă pe plajă, ce ați luat? Placa, hainele și pantofii. Și tot la capitolul hobby-uri și timp liber, ce vă mai place să faceți? Îmi plac plimbările. Îmi place să merg la film împreună cu fata mea foarte mult. Și spuneați și de că aveți planuri de viitor. Da, planurile noastre de viitor e să deschidem o școală la nivel național. Deocamdată profesez doar în Cluj, dar alături de colegii mei cu care am fost în Italia la campionatul internațional, o să deschidem o școală în toată România. Ăsta e planul meu. O școală pentru pizzari. Înțeles, de pizzari. Dar, chiar, fata dumneavoastră a luat lecții până acum de adolescea. Da, mai mult le place să mănânce. Nu e problema de asta. Proiectele mele sunt și vor fi în continuare. Să ducem în școală arta albă. Cum o numesc eu, cum place să numesc așa, să învățăm pe copii de la grâu, de la băut de grâu, cum se face făină, cum se fac aluaturile,
cum să facă pizza, acest proiect, un zâmbet pentru o pizza, îmi place foarte mult și l-am obosat dincolo în Italia, am adus pe acest proiect și la noi, în Cluj. Adică ați mers în câteva școli din Cluj? Am fost într-o singură școală, deocamdată, pentru că fiind singură la drumul ăsta lung, fără sponsori mulți, deci n-am încercat să mă întind coarda. Dar anul acesta, sau cel târziu anul viitor, vom intra la mai multe școli. Am făcut cursuri de pizza și copii down, care este și copii foarte special pentru mine. Iar anul acesta mi-am propus să facem paste și pâine, paste colorate, umplute, să fie un joc pentru ei, pentru că mai mult pentru ei și o terapie, dar în același timp le dai și o meserie în mână, care poate sau nu poate fi practicată. Și ce feedback-uri primiți, cu ce gânduri plecați acasă la sfârșitul zilei? Mai ales după ce ați lucrat cu copii. Mare satisfacție și liniște, pentru că e foarte frumos să stai cu copii care sunt sinceri și să dă o liniște sufletească foarte mare. Uiți de toate grijile și toate problemele care sunt și tot timpul te iubesc. Vă mulțumim încă o dată pentru prezență. Vă mulțumesc și de asemenea și eu. Vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Cu mare drag. Vă așteptăm și pe dumneavoastră. Mulțumim. Mulțumim. Doamnelor și domnilor, mulțumim pentru atenție. Rămâneți cu NCN. Iubim apa.